Designul ceasului evocă perioada în care astravagoane călători cu mai bine de 120 de ani în urmă începea la Arad fabricarea de material rulant, vagoane de tren și de tramvai. Uzina se numea pe atunci Weitzer. La mijlocul lunii aprilie s-a sărbătorit centenarul punerii în folosință a tramvaiului electric, Săgeata Verde, pe ruta Arad-Gheorok-Radna, cu vagoane realizate la Arad. A fost o revoluție industrială la care societatea din Arad și-a adus din plin aportul. Aradul devenea al 8-lea oraș din lume cu rețea electrificată și al 5-lea din Europa. Ceasul amplasat în fața sediului central al societății, realizat într-un stil clasic, evocă solemnitatea acelor vremuri. Ora exactă pentru Arădeni se dă chiar în cartierul Grădiște, unde de foarte puțin timp a fost amplasat un ceas stradal extrem de modern, chiar în fața fabricii de vagoane Astra Vagoane Călători Arad. Mai multe personalități ale Aradului și-au exprimat deja aprecierile la adresa acestuia. Un exemplu este arhitectul Mihai Bugaru, care ne-a scris pe adresa de e-mail a redacției. În sfârșit, vedem că se realizează lucruri de calitate și de bun gust în orașele noastre. Acesta nu este numai un ceas stradal, este un simbol al Aradului, la fel cum este și fabrica în fața căreia a fost montat. Oamenii care trec pe lângă ceasul somptuos îl admiră cu mare plăcere. L-am văzut de câteva zile, dar e ceva deosebit. Ceva deosebit. În Arad nu mai există așa ceva. De fapt, se vede mână de gospodar. Foarte bine, foarte bine venit. E foarte bine venit și bine plasat. Ajută într-o poziție, într-o poziție cât se poate de respectabilă. Mi se pare că e ceva, poți te orientezi, e chiar aici bine amplasat locul, altul mai potrivit nu știu dacă ar fi aici. Un loc cenușiu a fost adus la viață de o investiție deșteaptă și cu valoare estetică. Ne raliem celor care susțin că ar fi nevoie de mai multe astfel de obiective locale care arată bine și sunt utile. Fie că ele vor spori sau nu, un lucru este clar. De acum, ora exactă în vestul țării se dă de la Astra Vagoane Călători din Arad și nu de la primăriile reședință de județ.